Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1621, la data de 9 octombrie, Polonia restituia Moldovei cetatea Hotinului. În acel an, domnul Valahiei Radu Mihnea îl convinge pe sultan să nu ierneze în Moldova și să semneze tratatul de pace cu Polonia. Prevederile tratatului de pace de la Hotin, ca și cele ale păcii de la Iaruha, din urmă cu 4 ani, interziceau orice intervenție polonă în țările române. Pentru că ambele părți au interpretat tratatul în mod diferit, acest act va fi considerat ulterior în istoriografie ca un armistițiu. În urma păcii de la Hotin, această regiune este restituită de poloni Moldovei. Influența polonă în principatele românești a fost slăbită, iar în Moldova și Valahia s-a accentuat dominația otomană, ce s-a manifestat prin pătrunderea a numeroase elemente greco-levantine în conducerea acestor principate. Cu ocazia campaniei porții împotriva Poloniei, turcii au ocupat Renii și câteva sate care țineau de ocolul galaților. De asemenea, tot pe data de 9 octombrie, în anul 1918, apare primul număr al publicației Glasul Bucovinei, fiind întemeiat de Sextil Pușcariu, Vasile Bodnărescu, Alexandru Popovici și Radus Biera, care înlocuia publicația oficială de limba germană, Cernovitzer Zeitung. Editor și redactor responsabil a fost Dionisie Bejan. În primul număr al ziarului a fost publicat articolul intitulat Ce vrem, semnat de 14 intelectuali bucovineni, care cuprindea aspirațiile tuturor românilor aflați sub dominația austriacă. Cităm: vrem să rămânem români pe pământul nostru strămoșesc și să ne ocârmâim singuri, precum o cer interesele noastre românești. Nu vrem să cerșim de la nimeni drepturile ce ni se cuvin. Am încheiat citatul. Cotidianul Glasul Bucovinei a fost editat de Partidul Democrat al Unirii din Bucovina în perioada 1918-1923.